Ultimele două versete. Atunci s-a ridicat în sus, Ioan 8:10, și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea: nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Domnul Iisus Hristos în Sfânta Scriptură poartă 200 de nume. Însă cred că cel mai frumos nume pe care îl are Iisus Hristos este numele de Minunat. Îl vor numi Minunat. Totul despre Iisus Hristos în Scriptură este minunat. Nașterea Lui minunată, prin Duhul Sfânt. Astrele cerului au concurat la nașterea Lui, îngerii au cântat. Felul în care a murit Iisus a fost minunat. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Felul în care a predicat Iisus a fost minunat. Nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Emana o atmosferă spirituală, o autoritate pe care fariseii nu aveau. Când te uiți la felul în care vindeca Iisus Hristos, Biblia spune, toate le face de minune. Inclusiv saliva Lui conținea medicină și punea medicina aceea pe ochii orbului. Și Biblia spune, orbi își căpătau vederea. Felul în care a trăit Iisus Hristos, caracterul Lui a fost minunat. Cine mă poate dovedi că am păcat? Felul în care a înviat Iisus a fost minunat. Totul despre Domnul Iisus este minunat. Și noi suntem în dimineața asta când ne-am întâlnit cu un Hristos minunat care ne-a schimbat viața. Și ne-a mirat de bunătatea Lui și de harul care ni l-a dat, de aceea dragostea Lui ne strânge la oaltă. Dar așa cum bine am auzit, nu toată lumea l-a văzut pe Iisus minunat. Exista o categorie de farisei și de cărturari, niște hiene, le-aș spune eu, care totdeauna era pe urmele Lui Hristos, să-L prindă cu ceva, să-I pună întrebări sucite, să-L scoată de pe scena predicării. Odată au zis, ăsta are drac. Cu dracul scoate pe draci, cu Belzebul scoate dracii. Ăsta zice, nu vine de la Dumnezeu, ăsta duce poporul în rătăcire. Și întotdeauna au încercat să saboteze lucrarea mesianică a Lui Iisus Hristos. Și n-au putut niciodată să-L prindă cu ceva. Și Biblia spune așa, Ioan capitolul 8, versetul 1, Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Ce făcea Iisus la muntele măslinilor? Ce făcea? Acolo era grădina Ghețimani. Ce făcea? Se ruga. Se umplea de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și întotdeauna când mă gândesc la viața de rugăciune a lui Iisus Hristos, mi-e rușine de viața mea de rugăciune. Pentru că Biblia spune că Iisus Hristos, Evrei 5:7, se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi, spune Biblia. Iisus Hristos în zilele vieții sale pământești, nu doar în Ghețimani, ci modul lui obișnuit de a se ruga era cu strigăte mari și cu lacrimi. Și după ce s-a rugat o noapte întreagă, zice Biblia, versetul 2, dis de dimineață, plin de Duhul Sfânt, a venit din nou în templu. Și tot norodul a venit la el și el a șezut jos și învăța, spune Biblia, dis de dimineață. Gândiți-vă că era o dimineață obișnuită când oamenii aveau activități, dar au zis că vine Iisus, cel care predică ca nimeni altul. Și toată lumea s-a adunat să audă cuvântul lui Hristos. Și în timp ce predica Iisus Hristos și oamenii sorbeau, sucativau cuvântul lui Hristos, dintr-o dată au venit acești farisei și cărturari și au zis, învățătorule, gata, vorbim noi acum. Și-au luat o femeie, zice Biblia, și-au aruncat-o direct la picioarele lui Iisus Hristos, crezând că îi face cel mai mare rău. Dar ei n-au știut că de fapt îi fac cel mai mare bine acestei femei, pentru că au adus-o la picioare celui care singur o putea ierta de păcate. Și în dimineața asta suntem aici la picioarele lui Hristos. Și indiferent de păcatele care le ai, ascultă-mă, nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Singurul păcat care Dumnezeu nu ți-l poate ierta în veac este păcatul care nu-l mărturisești. Dar dacă îți mărturisești păcatul, Biblia spune, El este credincios și drept să te ierte și să te curețe de orice păcat, lăudat să fie Domnul. Sângele Domnului cel mai bun detergent care curăță păcatele noastre. Și iată, au aruncat-o la picioarele Iisus Hristos. Mi imaginez cu mâinile lor sinistre, cum au pus mâna în coafura, în părul acelei femei și au aruncat-o ca pe o zdreanță. Și a zis, învățătorule, Moise ne-a spus în lege, cu astfel de femeie trebuie să fie ucisă cu pietre. Tu dar ce zici? Versetul 6. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească, să-l prindă cumva. Cred că au fost așa de curioși, zice Biblia, și zice Biblia, fiindcă ei nu încetau să pună întrebarea asta, da? Nu înceta să pună întrebarea asta, adică abia așteptau, gata, l-am prins. Omenește vorbind, Iisus Hristos n-avea cum să nu greșească. Dacă Iisus Hristos spunea, omorâți-o după legea lui Moise,
Chema pe romani, soldații romani, veniți și puneți lanțurile pe el, pentru că un evreu n-avea voie să dea sentință la moarte, era sub ocupația romană. Și când Iisus a fost dat la moarte, a zis, noi nu putem, l-a dat în mâna romanilor. Imediat Iisus era scos din slujire. Dacă Iisus spunea, bă, fiți buni, mă, iertați-o, mă! Dacă Iisus spunea, iertați-o, farisei se uita la noroc și zicea, vedeți, ăsta nu vine de la Dumnezeu, că nu respectă legea lui Moise. Și zice Biblia că ei nu încetau să-l ispitească. Cum ar veni? Oricum, acum te-am prins. Dar așa cum bine a menționat fratele Ruben, ei nu știau că pune această întrebare nu unui simplu învățător moral, ci o puneau chiar lui Dumnezeu care era în carne și oase. Și la un lacăt închis, Dumnezeu are 1000 de chei diferite cu care poate să deschidă același lacăt. Și îl văd pe Iisus Hristos, parcă-l văd, cu un calm dumnezeiesc. Se apleacă și zice Biblia și a început să scrie. Și apoi a zis, cine-i fără păcat să arunce cel din tâi cu piatră în ea? Singurul care putea să arunce cu piatră în ea, singurul fără păcat, era Iisus Hristos. Și n-a aruncat, nu că n-a putut, ci că e bunătatea Lui care ne îndeamnă la pocăință. Și în dimineața asta suntem cu toți aici, nu pentru că Dumnezeu nu putea să ne pedepsească, ci bunătate, e harul Lui care mă îndeamnă să o rup cu păcatul. Nu cancerul mă îndeamnă să o rup cu păcatul. Nu leucemia, nu accidentele, ci nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Lăudați să fie Iisus cel minunat. Și a început să scrie. Și zice Biblia, când a auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și a ieșit afară unul câte unul. Ce a scris Iisus Hristos acolo? Unii comentatori Bibliei spuneau că Iisus Hristos a scris acolo cele 10 porunci. Și Biblia spune, dacă ai păzit toate 10 și ai greșit în una, ești vinovat de toate. Cu alte cuvinte, ia tu piatra și aruncă să văd, ai păzit tu toate cele 10 porunci. Alții spun că Iisus Hristos a scris acolo următorul lucru. Unde este bărbatul? Pentru că femeia a fost prinsă in the very act. Chiar când săvârșea, înseamnă că l-a prins și pe el. Și după legea lui Moise, amândoi trebuiau să fie uciși. Adică cum? Adică tu spui mie, uite ce a zis Moise și tu însuți calci porunca lui Moise, că nu l-ai adus și pe el. Eu cred că ăla era fariseu de-a lor. O zis, bă, pe ăsta e de-a nostru. Și o luăm pe ea ca pe o momială, as a bait, ca să-l prindem pe Iisus Hristos. Alții spun că Iisus Hristos a scris acolo păcatele lor, alea de sub braț, din talpă, care nu le știa nimeni, numai ei cu Dumnezeu. Alții spun că Iisus Hristos a scris acolo numele femeilor cu care acești farisei și cărturari au trăit, pentru că e contextul sexual. Și când au văzut ce a scris acolo, nu știm ce a scris, ceva care pur și simplu i-a făcut să le ardă conștiința. Zice Biblia, de la cel mai tânăr și până la cel mai bătrân, au ieșit unul câte unul afară. Și acum vreau să vă spun greșeala care au făcut acești oameni și greșeala care o fac mulți astăzi. Fariseii ăștia și cărturarii aceștia, când au văzut ce a scris Iisus Hristos acolo, probabil păcatele lor ascunse, știți ce trebuia să facă? Să ia loc lângă femeie și să spună, Doamne, Tu ești Mesia. Numai Dumnezeu știa păcatul ăla. Numai Dumnezeu știa buba aia de sub braț sau din talpă. Doamne, iau loc lângă femeie și zic, Tu ești Mesia, Tu ești Dumnezeu, ai milă și de mine, păcătosul. Dar ce au făcut ei? Au plecat din prezența celui care singur îi putea ajuta. Și vreau să vă spun ceva, există o formă de legalism în bisericile noastre care spune așa, frate, eu ne-am curvit. Parcă singurul păcat care mai e disciplinat în bisericile noastre e curvia. But I want to tell you something. În iad nu se ajunge numai pentru curvie. În iad nu se ajunge numai pentru curvie. Biblia spune în 1 Corinteni 6:9. Nu știți că țeparii, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nici hoții, nici bețivii, nici defăimătorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și ai o listă de 120 de păcate în Sfânta Scriptură. Și zice Biblia, nimic spurcat nu va intra în cerul lui Dumnezeu, ci doar cei care și-au curățat hainele în sângele mielului. Așa când dimineața asta ești aici și zici, mie nu mi se potrivește mesajul ăsta, eu nu mi-am trădat niciodată soțul sau soția, eu sunt curat, am un singur cuvânt pentru tine. Bravo, felicitări! Dar uite-te să vezi, dacă există în inima ta o ură străveche,
Că cine urăște pe fratele său este un criminal, spune Biblia. Uită-te să vezi dacă există pornografie. Uită-te să vezi dacă există amărăciuni vechi în inima ta. Și vină înaintea Domnului. Și vină și ia loc lângă femeia aceea și spune: Doamne, nu-i păcatul ăsta, dar e ăsta la el. M-am spurcat, Doamne. Doamne, mi-am machiat păcatul și am zis: ok, dar Doamne, Tu vezi inima mea? Vreau să iau loc lângă femeie și Te rog, sângele Tău să mă curețe de orice păcat. Vindecă-mă, Doamne, de orice lepra păcatului și ajută-mă să fiu sănătos în credință, lăudat să fie Domnul. Uită-te în viața ta. Crezi că Dumnezeu are o altă cale pentru tine? Pentru curvar are o cale și pentru... Nu! Există o singură cale prin care putem primi iertare de păcate. Și pe calea asta trebuie să vină și curvarul, și președintele, și pastorul, și oricare. Și care este calea asta? Credința și pocăința față de păcatele noastre. Credința în Domnul Iisus Hristos și sângele Lui ne curăță de orice păcat. Lăuda să fie Domnul. Amin? Osea 7:9, Biblia spune așa: niște străini mănâncă puterea. Îl apucă bătrânețea. Și el nu-și dă seama. Domne, albește în cap. El nu-și dă seama. De ce? Că n-am făcut păcatul din moarte. Bă, dai acolo ceva care ți-a sucativat puterea. S-a furat puterea ani de zile. Am fost invitat de un pastor baptist să mă duc să mă rog la oncologie pentru un frate care avea cancer. Și m-am uitat la fratele ăla și am zis: frate, pentru ce vrei să mă rog? Ca și cum nu era evident, nu? Și zice: roagă-te ca Dumnezeu să mai dea 2-3 ani de zile de viață. Zic eu: dar de ce? Ca să repar mărturia lui Dumnezeu în sat. De 15 ani sunt în tribunal cu fratele meu. Pentru o mejdie de pământ, pentru casa lui mama. Și aș vrea ca Dumnezeu să mai dai 2-3 ani de zile de viață. Ca să repar mărturia prostă pe care am făcut-o lui Dumnezeu în sat. În momentul ăla m-am uitat la el și mi-am spus în inima mea și m-am rugat și am zis: Doamne, nu mă lăsa să îmbătrânesc urât. Știți că sunt oameni în bisericile noastre care îmbătrânesc urât, îl apucă bătrânețea, nu-și dă seama că nu-i păcatul ăsta, mai altceva, e o lăcomie. E o ură pe cumnatul, pe fratele, pe sora. Și parcă-i totdeauna cu bila aia de fier neagră. Cum ești? Face ca pe pământ. Nu-i ruptă. Ești cu frâna de mână trasă pentru că stai în ură, în lăcomie, în amărăciune. Știi ce să faci? Nu spune nu-i curvie. Ia loc lângă femeie și spune: Doamne, liberează-mă Tu. Curăță-mă, Doamne, de orice păcat, Doamne. Îmi dau mândria la o parte de fariseu și spun: Doamne, așa-i, Doamne, mă pochez, vreau să fiu liber, slăvit să fie numele Domnului. Dar ei au plecat. Și asta e tragedia. Că au plecat din prezența celui care singur îi putea ajuta. Dar ascultați cum continuă drama. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Cum adică singur? Stai să vezi cât de singur a rămas. Versetul 10. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut, zice sare. Pe nimeni! Bun, au plecat farisei ăștia care n-au vrut să se smerească. Dar cum adică pe nimeni? S-a uitat în jur, n-a mai văzut pe nimeni. Dar unde era norodul? Care era acolo în templu? Pe nimeni? Decât? Exclusiv pe femeie. Unde era norodul? Au plecat! Și asta sunt vremurile care trăim astăzi. Atâta timp cât prezentăm un Hristos care ne spune pilde și istorioare și ne dă sandwich și pește, pâine și pește și ne vindecă bolnavii, Doamne vindecă, Doamne atinge. Oh, toată lumea, ce minunat e Iisus! Dar când Domnul se uită și zice: tu, hai ia loc lângă femeie. E timpul să te pocăiești. E timpul să spui: I'm sorry, Lord. Ia loc lângă femeie. De multe ori Iisus rămâne, știți cum? Știți cum rămâne? Singur. Și vreau să vă spun ceva. Cea mai mare criză în bisericile noastre nu e de cântăreți, nici de predicatori. Cea mai mare criză este criza de lacrimi, de pocăință. Să te zdrobești înaintea lui Dumnezeu. Și când ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu, nu repede pui mâna pe telefon și suni la toți prorocii să vezi ce zice Domnul. We do believe in prophecy. Amin? Noi credem în prorocie. Bă, dacă ai păcătuit, ce ai vrea să spună Domnul? Ascute sabia, viteazule. Te ridic 3 trepte. Asta ai vrea să spună Domnul. Nu știi tu ce spune Domnul.
Nu știi ce trebuie să faci? Și ce trebuie să faci? Să te închizi în cămăruța ta, să spui ca David, împotriva ta am păcătuit. Și numai împotriva ta. Zidește în mine o inimă curată, spală-mă cu desăvârșire și voi fi curat. Astea sunt jertfele plăcute înaintea lui Dumnezeu. Este o tragedie să-L vezi că Iisus rămâne singur. Dar este și o frumusețe în textul ăsta. Pentru că atunci când Biblia spune că Iisus a rămas singur cu femeia, mă duce gândul la următorul lucru. Că mântuirea este cum? Personală. Că atunci când Dumnezeu vrea să mântuie pe cineva, trebuie să fie între tine și El. Cum avem noi cântarea care spune, cu Iisus vreau să stau de vorbă. Atunci când suntem numai noi, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni și n-am avut curajul să spun la nimeni și apoi să plângem amândoi. Când a fost ultima dată când te-ai pus pe genunchi și ți-ai plâns păcatul realmente înaintea lui Dumnezeu? Pentru că cel mai bun test prin care știu că cineva e cu adevărat pocăit, nu-i că vorbește limbi sau prorocește, că mulți vor veni în ziua aceea. Cel mai bun test prin care știu că cineva is a genuine Christian e următorul. Când păcătuiești, te doare? Când păcătuiești, și nu sunt probe video, îți lăcrimează ochii. Îți vine să te duci undeva să spui, Doamne, ai milă, Doamne! Te simți pângărit! Pentru că dacă Duhul Sfânt e în tine, prima funcție a Duhului Sfânt e să te convingă de păcat. Duhul Sfânt e Sfânt și vrea să fii Sfânt, că Duhul e Sfânt. Dacă n-ai durere pentru păcat și trăiești în păcat și nu te doare de păcatul tău, pune-ți un semn de întrebare dacă cu adevărat ești mântuit sau nu. În dimineața asta să spui, Doamne, vreau să mă rog înaintea ta, aici în biserica asta mare, să fie între mine și tine, să stau singur cu tine, să spui, Doamne, Tu știi buba aia și aia și aia, Doamne, poate e curvie, poate nu e curvie, dar, Doamne, vin și mă prăbușesc la picioarele tale ca femeia asta și te rog, ai milă de mine, păcătosul. Lăudați să fie numele Domnului. Uitați-vă la femeia asta. Uitați-vă în toată această scenă și veți vedea că femeia asta nu vorbește, nu zice, nu e adevărat. Femeia asta nu justifică. Femeia asta tace și tăcerea ei arată că se pocăiește. Noi trăim astăzi un creștinism ciudat. Oameni care spun aici vinovați și l-au luat pe nu în brațe. Neadevărat, neadevărat, neadevărat. Ai probe video? Știam eu că ai ceva cu mine. Și de asta starea lor spirituală e mizerabilă următorii 20 de ani de zile. De ce? Pentru că nu s-au prăbușit. Întotdeauna și-au justificat păcatele. Femeia asta nu justifică. Femeia asta tace și tăcerea ei arată părere de rău, pocăință. Uitați-vă la femeia aceea, răul samaritean, care se întâlnește cu bunul samaritean la fântână. Și Iisus îi spune, femeie, dă-mi să beau. Și răul samaritean, obraznică, zice, dar cine te crezi tu că ești? Auzi-mă, ești tu mai mare ca părintele nostru Iacov? Și Iisus îi spune, femeie, dacă ai ști tu cine-ți cere, tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Și apa asta se va preface într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Și femeia asta zice, Doamne, dă-mi totdeauna apa asta, să nu mai vin până aici. Și Iisus Hristos se uită la ea și zice așa, înainte să-ți dau apa asta, care era simbolul Duhului Sfânt, îți dau un test. A dus bărbatul. Cum? A dus bărbatul. Și femeia aia bună de gură zice, n-am bărbat. Și Iisus îi spune, bine ai zis, 5 ai avut. Și ăsta cu care ești și în concubinaj, nu e a tău. Trăiești în curvie. Și femeia aia bună de gură, în loc să spună, neadevărat, te dau în tribunal, îți cer daune morale, neadevărat, 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 neadevărat. În loc să o vezi bună de gură, uitați ce atitudine are. Zice, Doamne, văd că ești proroc. Așa-i, Doamne. Îmi dau masca jos. Așa-i, Doamne, mă pocăiesc. Și când Dumnezeu vede pocăința ei și că nu se mai justifică, știi ce face Dumnezeu? Îi se descoperă și zice, eu cel care vorbesc cu tine, eu sunt Mesia. În momentul ăla a izbucnit Duhul Sfânt, apa. Și dintr-o femeie de moravuri ușoare, Dumnezeu o transformă într-o misionară și toată Samaria se întoarce cu fața spre Dumnezeu. De ce? Pentru că a ajuns la nivelul zero, s-a zdrobit și a zis așa-i. Și Duhul Sfânt a venit și a umplut-o.
De ce nu avem trezire spirituală și murim încet de multe ori în bisericile noastre? Pentru că n-am ajuns la nivelul ăla zero. Să spui, Doamne, așa e. Indiferent de păcat, vrei să fii number one? Trebuie să ajungi să zici, Doamne, sunt un zero. Fii tu number one. Și atunci ești de nota 10, amin? Te-ai zdrobit? Iacov se uită la Dumnezeu și zice, Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. Se luptă și plânge și strigă. Și Domnul zice, nu așa vine binecuvântarea. Poți să strigi cât vrei și să plângi cât vrei, să creadă biserica că ești cel mai spiritual. Dacă vrei cu adevărat binecuvântare, Iacove, îi spune Îngerul Domnului, îți dau un test. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Crezi că a fost o întrebare ușoară sau grea? Foarte grea. Pentru că în urmă cu 20 de ani de zile, când te-a întrebat taică-tă cum te cheamă, ai mințit cu nerușinare și ai zis, eu sunt number one, eu sunt Esau, I'm the best. Și 20 de ani de zile ai trăit în minciună și în ipocrizie. Și acum după 20 de ani de zile te întreabă cel care are ochii ca para focului și zice, cum te cheamă? Și îl vezi pe omul ăsta care 20 de ani de zile n-a vrut numai femei și bani, ăsta e Iacov. Numai cămile, numai bani, 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 bani. Și plăcere la maxim. Și se roagă, Doamne, nu te las. Domnul zice, stai că nu așa să primești, nu pe scurtătură. Vreau să văd dacă recunoști. Cum te cheamă? Și în sfârșit, după 20 de ani de zile de ipocrizie, ăsta își dă masca jos și zice, Doamne, numele meu este Înșelătorul. Numele meu este Iacov. Și când Dumnezeu vede pocăința lui, zice, numele tău nu va mai fi Iacov. Când văd pocăința ta, numele tău va fi Israel, prințul alesului Dumnezeu. Îți schimbi identitatea. Cel ce luptă cu Dumnezeu și a ieșit biruitor și îl face patriarh și dă dar de prorocie și pe patul de moarte la fiecare îi spune, tu vei ajunge așa, tu nu vei ajunge așa. De ce? A ajuns la un moment în care s-a strobit înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, aceasta este cea mai mare criză. Indiferent de cât de mult a binecuvântat Dumnezeu material, cu toții trebuie să ajungem la picioarele lui Hristos, indiferent de păcat, să spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Doamne, îndură-te de mine. Crede în jertfa ta, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni, versetul 10, Iisus i-a zis, femeie, femeie, este un cuvânt magic, femeie. Toți ăștia au zis, Doamne, s-a adus o cârpă. Și Iisus se uită la ea și zice, nu, tu în ochii mei nu ești ceea ce spun ei. Nu ești ceea ce spun prietenii tăi, ce spun oamenii de lângă tine. Pentru că eu văd în tine ceva, ceea ce ei nu văd. Eu văd pocăință. Eu văd faptul că tu nu te justifici. Și când văd pocăința ta, vreau să spun ceva. Tu în ochii mei nu ești ceea ce spune. Tu în ochii mei ești femeie, tu ai valoare. Și Dumnezeu restaurează pe această femeie căzută și zice, tu ești femeie, tu nu ești. Tu ai valoare. Pentru că sângele Domnului poate curăți de orice păcat. It doesn't matter what other people said about you. The most important thing is what God said about you. Și te uiți în Sfânta Scriptură și spui, Doamne, ceea ce a curățit Dumnezeu, tu să nu mai numești spurcat. Doamne, aleg să mă ierși și eu pe mine însumi, dacă tu ierți, aleg să mă ierși și eu. Restaurează Dumnezeu oamenii pierduți, da sau nu? Dă Dumnezeu înapoi valoare când oamenii spune, El spune, nu ești așa. A intrat să găzduiască la un păcătos. Au spus despre Zacheu și Iisus a zis, lasă-i să zică ce vor, că eu mă uit la tine și tu ești fiul lui Avram, pentru că văd pocăință. Și în această dimineață, indiferent cum te-a tăvălit satana, indiferent în ce păcat ai ajuns, prăbușește-te la picioarele lui Hristos și spune, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Amin? Și Domnul Iisus Hristos, ultimul verset, spune așa, nimeni nu te-a osândit și ascultați ce zice femeia. Versetul 11. Nimeni? Doamne. De unde știu că femeia asta s-a pocăit? Când s-a uitat la Iisus, a zis, Doamne, Tu nu ești învățător, Tu nu ești doar vindecător, Tu ești Domnul meu și mă închin. Nimeni? Doamne. N-a spus nimeni învățătorule, Tu ai un loc special aici, Tu ești Domnul meu de azi încolo, Tu mi-ai scăpat viața, viața mea ți-o dau ție. Mă pocăiesc, fii Domnul meu, fii împăratul meu. Dacă în seara, în dimineața asta ești aici și ești prunc de pocăit și ești în casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu nu e în tine, să fie dimineața în care să capitulezi înaintea lui Iisus, să spui, Doamne Iisuse,
Fii Domnul meu și împăratul meu. Dacă sunt domenii în viața ta în care Iisus n-are domnie, să vii să spui, Doamne Iisuse, fii Domnul meu și în domeniul ăsta și în celălalt. Fii Domnul meu, fii împăratul meu, lăudat să fie Domnul. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Este foarte interesant cum Iisus Hristos pune afirmațiile, în ce ordine. Prima dată se uită la ea și zice, nici eu nu te osândesc, adică îți dau har, lipsă de osândă, no self-condemnation from now on, nici eu nu te osândesc, și după ce îți dau har și lipsă de osândă, harul ăsta te împuternicește și zic, du-te și să nu mai păcătuiești. Îți dau har și apoi te responsabilizezi. Noi de multe ori facem exact invers. Noi spunem, mai întâi, du-te să nu mai păcătuiești, că apoi după 20 de ani de zile nu te osândesc. Iisus a zis, nu. Dacă vezi pocăință, dacă vezi că îi pare rău, mai întâi dai har, pentru că dacă nu-i dai har și îl trimiți la plimbare și nu mai păcătui, omul ăla recidivează. Pentru că harul mă învață să rup cu păcatul, nu legea. Harul mă învață să rup cu păcatul și cu păgânătatea. Și ce face Iisus când vede pocăință? Îi dă har. Și harul ăsta ce face? O împuternicește să meargă să nu mai păcătuiască. Legalismul spune invers. Legalismul nu-ți dă niciun har. Te urmărește 30 de ani de zile și după aia poate cumva zice că te iartă. Domnul zice nu. Credința ta și pocăința ta îți dă dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. Lăudat și onorat să fie numele Domnului. Amin, frați și surori? Amin? Obișnuiesc să spun următorul lucru. Pentru că în bisericile noastre există și mult legalism. Sunt oameni care e păcat, e păcat, e păcat, e păcat în biserică. Ok, e păcat, bun. Duminica viitoare, e păcat, e păcat, e păcat. Ok, bun. Și toată viața numai cu ciocanul. Păcat, păcat, păcat. Imaginați-vă următorul lucru. Un om care are o tumoare canceroasă în stomac. Îl doare stomacul. Merge la doctor, îi descoperă dita mai tumoare. Și doctorul ce face? Îl ia și ce face? Îl taie și scoate tumoarea. Ce trebuie să facă doctorul ăla după ce l-a tăiat și după ce a arătat că are tumoare? Ce trebuie să facă? Ce să facă? Să-l coase. Să-l panseze. Că dacă tu îl trimiți în salon cu tăietură și fără să-l coși, asta e atitudine de criminal. L-ai omorât! Sunt unii oameni care toată viața, e păcat, e cancer, e cancer, e păcat. Bun, ok. Suntem împotriva păcatului. Bă, după ce ai arătat despre cancer și despre păcat că e în viața ta și vezi cum omul se pocăiește, ce faci? Îl arăți pe Hristos, îi dai soluție. Vorbești de sângele lui Hristos, vorbești de minunăția lui Hristos, vorbești de jertfa lui Hristos care a sucativat mânia lui Dumnezeu în trupul său, că El a plătit păcatul meu și prin credință. Eu, păcătosul, eu pot să fiu cusut, eu pot să fiu vindecat prin rănile lui Iisus Hristos. Că dacă nu mai dai în cap și duci păcat, e păcat și nu-i dai soluție, ăla moare. De aceea să nu mergem nici pe calea extreme al legalismului care nu oferă har până când cade pruncul lui. Când cade pruncul lui, să vezi cum își schimbă teologia. Dar nu te duci nici pe calea libertinismului. E sub har, poți să păcătuiești. Du-te pe mijlocul cărării neprihănirii. Da, vorbim împotriva păcatului, dacă există pocăință, ce faci? Îl arăți pe Hristos care zice, te iert, du-te și să nu mai păcătuiești. Amin, frați și surori? Evanghelia nu e vestea rea. Evanghelia este vestea bună. Și dimineața asta, indiferent cine ești, botezat, nebotezat, indiferent de felul în care Satan a reușit să te spurce într-un fel sau altul, te invit să vii la Domnul Iisus Hristos. Te invit să te prăbușești, să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Să vii ca fiul risipitor când a venit înapoi. Fiul risipitor n-a venit cu porci după el și cu amantele după el și a zis, primește-mă, I want to be a leader in this church. No! El a venit frânt. A venit cu pocăință. Și ce a făcut tata când a văzut că vrea să se pocăiască? Vorbim de mântuire, nu de slujire. Ce a făcut tata? Ce a făcut tata cu el? A zis, schimbați-i haina, dați-i o identitate nouă.
Puneți un inel, autoritatea pierdută, dați un destin nou, încălțăminte în picioare, să ne bucurăm de ce? Că fiul ăsta a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Recuperează Dumnezeu pe oamenii care se pocăiesc? Nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Seara asta, în dimineața asta, să vii să spui, Doamne, fie sângele Tău, Doamne, să mă curețe de orice păcat. Cred în Tine. Nu mai cred minciuna acelui rău, că nu, i-am păcătuit prea mult. Doamne, nu mai cred minciuna acelui rău. Cred, Doamne, că Tu l-ai zdrobit pe Satana la cruce, Doamne. Cred că prin rănile lui sunt tămăduit, Doamne. Mulțumesc pentru harul arătat, Doamne. Și care mă învață să o rup cu păcatul, slăvit să fie Domnul. Vedeți, noi avem în biserice noastre fii risipitori. Și imaginați-vă că evanghelizare. Și vezi pe băiatul ăla care a cântat o dată în față, ani de zile nu mai vine la biserică. Bă, îl vezi că vine la biserică. Bă, nu vrea în față. Bă, să pune pe ultima bancă. E adevărat, nu-i mai cum a fost. Are așa un tatuaj aici, un scorpion după ureche. Și-o vopsit părul nu știu cum. Ciocate, geacă de piele ca motocicliștii. Și vine cu o freză de aia turbo. Vine și se pune pe ultima bancă să audă cuvântul lui Dumnezeu. Care este cel mai rău lucru care poți să-l faci? E să te uiți la el cu ochi de sfântocan și să spui, Doamne, nu mă lăsa, ce caută ăsta aici? Păcătosul, păi nu știu cine a fost el, uite cum a ajuns. Ce caută ăsta aici? Ăsta e legalism și Dumnezeu urăște legalism. Știi ce să-l faci când vine oaia pierdută? Nu-l răstigni cu privirea, nu fii fariseu, lasă piatra jos! Și du-te și ia-l după umăr. Și spune, mă bucur că te văd. Hai la un ceai, hai să vorbesc despre acest Hristos minunat, care poate să te readucă în turmă, să te curețe, să-ți repare viața. Pentru că dacă nu faci asta, omul ăla poate să moară spiritual. Nu fi rău, ci fi bun. Că s-ar putea mâine copilul tău să alunece. Și Doamne, ce ți-ar place să fie cineva care să le aducă umăr să spui, hai în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu te iubește, mă. Domnul te poate ierta de orice păcat. Singurul care poate lua piatra la noi care e fără păcat este Dumnezeu. Și n-a făcut-o nu pentru că n-a putut, ci a făcut-o pentru că bunătatea Lui mă îndeamnă în continuare la ce? La pocăință. Dimineața asta te provoc să vii să spui, Doamne, vreau să iau loc și eu lângă femeie. Indiferent de păcat, vreau să iau loc lângă femeie. Doamne, fie sângele Tău să mă curețe. Mulțumesc că ai plătit păcatul meu la cruce. Mulțumesc că ai stat 6 ore pe cruce. Mulțumesc că ai luat toată veșnicia iadului și ai cumulat-o în cele 6 ore pe cruce. Și ai plătit iadul în locul meu, ca eu prin credință, Doamne. Să nu mai gust iadul, ci să gust raiul Tău, Doamne. Mulțumesc că mânia, dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită în trupul Tău. Și îți mulțumesc, Doamne, că prin credință, în jertfa lui Iisus, Tu mă socotești, mă îmbraci cu meritele lui Hristos și pe baza meritelor lui Hristos am pace cu Dumnezeu Tatăl. Lăudat să fie Domnul. Amin? Hai să ne ridicăm în picioare. Dacă ești aici sub povară, nu o să te chem să vii în față, nu o să zici să ridici mâna și te simți împovărat într-un fel sau altul, indiferent de păcat. Ia loc la picioarele lui Hristos. Ia loc lângă acea femeie. Pe calea pe care a venit femeia, credință și pocăință de păcate, pe calea asta trebuie să vină orice creștin, orice necreștin, orice om, așa se primește mântuirea. Dacă ești aici și copiii ți sunt în lume, roagă-te și spune, Doamne, adu-i înapoi în casa Ta, Doamne. Adu fetele mele, adu băieții mei, Doamne. Fă să guste iertarea Ta, fă să guste reabilitarea Ta. Laudă-L pe Iisus pentru jertfa Lui din Golgota. Dă-i slavă lui Iisus Hristos pentru că sângele Lui iartă și curăță orice păcat. Ne rugăm să plouă cu mântuire în continuare. Peste noi, peste viețile noastre, peste viețile copiilor noștri. Și a Domnului să fie toată slava și gloria de acum și până în veci. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.